Hello, my love bugs! Editam acum clipul ăsta și mi-am dat seama că mi-am pierdut intro-ul. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Clipul ăsta, ca să înțelegeți, a fost filmat pe 4 ianuarie. Și de atunci îl țin și a venit rândul la editat și nu găsesc intro-ul pe care l-am făcut de acasă și de-aia îl refac acum. Și ce vă ziceam în intro-ul ăla e că mi s-a năzărit mie așa de început de an să mă duc să cumpăr fizic cărți, să mă duc într-o librărie fizică. Că de obicei eu cumpărăturile online, mi le fac online, că cumpărăturile de cărți, pentru că mi-este mult mai ușor să citesc, să nu mă mai holbesc, să nu se mai uite lumea la mine, că nu văd, să nu ajung la rafturi, să nu văd ce scrie, să trebuiască să iau fiecare carte din raft ca să văd ce scrie pe ea, pentru că altfel nu văd. Știți, pentru mine e mai complicat asta cu cumpăratul fizic de cărți, dar câteodată îmi place să cumpăr cărți fizic, pentru că e atmosfera aia de te duci, pipăi cartea, o întorci pe toate părțile, o miroși, o iei, o pui jos și așa mai departe. Și de data asta am fost în Cărtureș Verona, care din perspectiva mea e cam cel mai frumos. Mie îmi place mai mult decât Cărtureș Carusel. Știu că toată lumea e nebunită după Cărtureș Carusel, că e mare, nu știu, eu nu găsesc niciodată ce vreau la Cărtureș Carusel pentru că e mare. Încă nu i-am prins sistemul după care e aranjat și n-am... Așa. Iar la AFI când mă duc, la fel, mi se pare că e foarte îngrămădit, foarte dezordonat și acolo rar de tot găsesc chestii pe care le vreau. Dacă nu sunt pe mesele alea în față, la New Release, nu prea găsesc ce-mi trebuie. Așa că am mers în Cărtureș Verona și rămâne să vedeți cu ce m-am întors, dacă m-am întors cu ceva și cam care au fost impresiile mele. Între timp s-a înnorat și se și întunecă foarte repede, pentru că încă este ianuarie și este foarte urât afară, dar a fost, să zicem, o zi productivă. Tura asta de shopping de cărți s-a transformat, de fapt, într-o tură de shopping, că am cumpărat și niște pijamale pe care trebuie să le duc să le returnesc, fiindcă nu le-am probat și sunt largi. Luat și niște skincare și niște alte chestii și așa că tura de astăzi s-a transformat în shopping și hai să vă arăt prima dată skincare-ul, ce mi-am luat de skincare. Am trecut prin DM pentru că nu mai aveam SPF și cu ocazia asta am luat și acest ser cu vitamina C de la I don't know, tell me, cum se pronunță, nu știu. Așa, zice că e ser cu vitamina C 15% și am zis să mai schimb, așa că toți știți că eu sunt cu Revoxul de ani de zile și tot așa. Îmi place că vine într-o sticluță închisă la culoare, ceea ce we love it! Ne place. Și tot de la ei am luat și SPF-ul, SPF 50. Am zis să-l testez, să vedem cum o fi, dacă e ok, dacă nu e ok. Dacă l-ați încercat, chiar spuneți-mi dacă vi se pare ok sau dacă ați testat produsele astea de la ei și dacă vă plac.
Așa, hai să vedem cum este, să mai schimb puțin, poate găsesc, nu știu, și altceva. Chiar sunt foarte curioasă de cum este, crema asta, cât este de, nu e grasă, super. Mă gândeam că e foarte, foarte grasă și n-aș vrea să fie super grasă, e cam parfumată, are parfum. Da, e ok, nu e super parfumată, dar e ok, așa, da, e ok. Și lasă pielea foarte fină. Nu siliconată, adică nu are silicon, deci este okidoki, îmi place, 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 până aici îmi place, să sperăm că o să fie bine, o să o tot folosesc zilele astea și o să vă povestesc despre ea și bineînțeles mi-am luat și un din ăsta de curăța pensule, care e 33 de lei, n-am înțeles de ce, m-am trezit la casă că e 33 de lei și n-am zis, zic, hai că nu-l mai dau înapoi. Dar, hai să vă arăt și ce cărți mi-am luat, pentru că mi-am luat și câteva cărți, nu m-am putut abține, în general, din păcate știți și voi cum este, că în librăriile noastre cărțile sunt foarte scumpe și pe de o parte înțeleg de ce. Pe de o parte înțeleg de ce, pentru că este mult mai greu să ții o librărie fizică, cu angajați și chirii și așa mai departe. Sunt mult mai multe costuri și e mai complicat. Pe de altă parte, totuși, mi se pare trist că librăriile fizice sunt atât de scumpe. Pe lângă asta, eu am o mare problemă cu librăriile fizice pentru că în general, nu-mi place să deranjez oamenii, angajații, deși știu că sunt acolo pentru asta, ca să mă ajute, dar teoretic, dacă vreau o carte, ar trebui să mă ajute ei, să-mi spună, să-mi dea, să nu știu ce și nu. Și caut prin cărțile alea, am găsit câteva cărți interesante pe care, de altfel, mi le-am notat în telefon și probabil le voi comanda online, dar nu văd sensul să cumperi din librăria fizică. Știu că și voi mi-ați spus de-a lungul timpului că da, vă duceți în librărie și după aia vă dați comenzi online pentru că sunt mult mai ieftine și chiar am găsit o carte care mi s-a părut interesantă despre ce era? Despre povestea victimelor lui Jack Spitecătorul. Nu știu de ce, dar mie mi s-a părut foarte interesantă cartea. Știți că, în general, subiectele astea cu criminali în serie, psihopat și așa mai departe, pe mine mă fascinează. Și am căutat-o pe Elefant. Pe Elefant era 27,99 de lei, în Cărturești era 49 de lei. O diferență relativ considerabilă, zic eu. Adică dacă ar fi fost o diferență de 3-4 lei, hai că ziceai că treceai cu vederea, dar când diferența e cam o treime, nu știu, nu prea mă ajută pe mine matematică, că știți că sunt pulbere la matematică, dar cred că cam o treime este pre diferența. E destul de mult, adică nu știu ce să zic. Da? Dar totuși am găsit niște cărți, pentru că la Cărturești Verona, spre deosebire de celălalt Cărturești din AFI, unde mă duc eu, la Cărturești Verona există și un Malder cu cărți la reducere, probabil cărți care au rămas, ultimele volume, nu s-au vândut, s-au vândut foarte greu și așa mai departe și sunt la prețuri din astea derizorii de, am găsit și la 10 lei. Și am luat două cărți din tankul ăla, plus o carte extra pe care o vroiam și n-am mai găsit-o la Cărturești AFI, în AFI. Și asta pentru că n-am vrut să dau o comandă online, că puteam oricând să dau comandă online, dar n-am vrut eu să dau comandă online. Cele trei cărți de care m-am lipit astăzi, pe lângă asta am mai primit și un colet cu cărți astăzi, dar despre ăla vorbim în alt... Nu știți nimic, n-ați auzit nimic, despre ăla vorbim în book haul, da? Deci, coletul cu cărți vine în book haul. Avem așa, prima dată, Frăția Corbilor. E o serie pe care vreau să o citesc, nu știu, inițial nu mi-a înstârnit interesul, este ceva fantasy, așa, fantasy, puțin ciudățică și motivul pentru care vreau să o citesc sau motivul pentru care am fost convinsă să citesc cartea asta a fost că mă uitam la o tipă anul trecut, random așa, făcea un reading vlog și zicea ceva de genul că s-a apucat de cartea asta, dacă este atât de înfricoșătoare, este horror, ea a considerat-o ca fiind horror, încât n-a putut să o termine, a trebuit să o lase din jos din mână pentru că îi dădea coșmaruri, nu putea să treacă de ea și mi s-a părut interesant, zic, da, mie îmi plac genul ăsta de cărți, nu cred că este așa de înfricoșătoare cum zicea ea, ea este de o tip, nu știu, am și uitat numele, e o tipă ceva mai
sensibilicuță, așa mai finuță. Ea, în general, citește romance și mai nou a descoperit și thrillerele și că de-aia mă uit la ea și îmi place stilul ei de clipuri și de-aia mă uit la ea. Dar ea e o tipologie așa de om mai sensibilicos, așa mai fricos, mai... Nu, știți? Și... Da, nu cred că e chiar atât. Chiar să spuneți dacă ați citit. Știu că este o trilogie. Inițial a fost o trilogie, după care a fost ceva, s-a întâmplat ceva, s-a... s-au mai adăugat niște romane. Nu știu dacă asta e seria la care mă refer sau un confund cu alta, dar în orice caz sunt foarte curioasă. Este ceva cu niște corbi. Nu știu. Așa, nu știu să vă dau foarte, foarte multe detalii. Asta am găsit-o la reducere. Era 14,99. Nu, 14 fix. 14 lei fix. Bă, deci e bine. A doua carte este un thriller pe care l-am găsit tot în Malderola și a fost 14,70. Deci un preț mega decent. Așa, dacă ar fi cărțile așa, cred că toată lumea ar citi, dacă ar fi la prețuri din astea. Așa, este, se numește Sfârșitul Partidei, era să zic Paradei, de Daniel Cole. Nu știu de ce n-am auzit de el. Am auzit de el? Nu sună cunoscut autorul, că și în cărture, și în librărie, mă gândeam, zic. Cine-i Daniel Cole? Că am auzit de el. Și despre ce este vorba în cartea asta? Deci primul rând aici de pe sinopsis spune așa, stați să mă dau un coace să și văd, așa. O cameră ferecată, un cadavru, un secret dus în mormânt. Sold. Gata. Asta a fost tot. Nici a trebuit. Este vorba despre un detectiv de poliție care este găsit mort într-o cameră ferecată și cel care este însărcinat să afle ce s-a întâmplat cu cazul ăsta, pentru că inițial se crede că este sinucidere, dar detectivul care se ocupă de caz spune că, bă, nu prea, adică nu prea pare sinucidere și investighează puțin mai în detaliu cazul ăsta, fiind colegul lui, evident. Investighează cazul și se pare că de fapt nu ar fi fost sinucidere și că moartea lui, moartea acestui prim detectiv care a fost găsit mort, are legătură și cu corupția din poliție. Iar ăsta este cu subiectul ăsta cu corupția din poliție, este un subiect care în general mie îmi place foarte tare. Mulțumit de lui Alain Delon, ce să facem, da, că lui îi place, lui îi plăceau iarăși subiectele astea, mai ales în ultima perioadă a vieții, în ultimele filme pe care le-a făcut. Deci da, abia aștept, e un thriller mai grosuț, mai... uite că are și... Din asta, supracopertă, super! Mie-mi plac cărțile cu supracopertă, că asta înseamnă că pot să... dacă îmi rămân urme de degete, după aceea cartea o să arate frumos. Deci, da. Și cartea pe care am luat-o la preț întreg și pe care n-am mai găsit-o la Cărturești în AFI și pe care am dat preț întreg, și anume 55 de lei, este biografia lui Britney, Femeia din mine. Pentru că cred că sunt ultimul om din lumea asta care n-a citit biografia asta, fiindcă nu am apucat să o iau. Am vrut să o iau de câteva ori și m-am orientat către alte cărți. O să vedeți în book haul, dacă nu a venit înainte acestui clip, nu știu. Așa, stați că încerc să nu tai cartea, dacă se poate. Și asta pentru că am auzit niște chestii relativ interesante despre... Bine, mare știu ce se scrie, ce e scris în cartea asta, dar zic, hai să o citesc și eu. Again, eu ne fiind mare fan biografii. Dar chiar și așa o vreau, pentru că Britney a fost cumva primul mare simbol, primul mare om simbol al generației mele. Adică Britney chiar a influențat generația mea și generația dinaintea mea. Chiar a fost foarte, foarte impregnată, a fost chiar marcată de Britney și mi s-a părut foarte tragică povestea ei și pe măsură ce tot descoper povești din astea de la Hollywood, îmi dau seama cât de negru și întunecat și sumbru este Hollywood-ul și cât de rău de fapt au dus-o copiii care au ajuns la Hollywood și la Nickelodeon și la Disney și așa mai departe și cât de, ce viață cruntă au și dacă au anumite ieșiri și dacă acum nu par normali și dacă pare că
au probleme cu mansarda, nu e degeaba. Adică lucrurile astea nu sunt întâmplătoare, sunt pentru că vin în urma unor traume, unor probleme grave, unor abuzuri înfiorătoare și așa mai departe. Și da, chiar sunt curioasă. Ce m-a făcut curioasă să citesc cartea asta a fost faptul că am auzit o tipă care este moderator la o emisiune în America, pe TikTok, bineînțeles. Am auzit că spunea că ea are cunoștință în lumea publishing-ului, adică în lumea editorială, și că cei care, casa de care a, asta de publishing, editorul care a scos cartea, a aflat de la, din surse foarte sigure, sau mă rog, sigure, whatever, a aflat că cartea asta ar fi trebuit să aibă cu vreo 100 de pagini mai multe, doar că s-au tras foarte multe sfori să se scoată anumite povești din cartea asta, fiindcă, da, deranja. Adică ea a vrut cumva să-și dea drumul la gură, cum s-ar zice, și a fost totuși oprită, chiar și așa. Și cred că, nu știu, nu vreau să neapărat să anticipez, dar nu cred că asta e biografia reală a lui Britney. Cred că mai degrabă biografia ei reală o să fie scrisă mult mai încolo, nu acum. Și că asta este o carte doar în care sunt punctate anumite episoade și anumite momente și cumva reușești să vezi povestea și din perspectiva ei, cât de cât. Pentru că, da, presa, și în cazul lui Britney, apropo de Harry și Meghan și toată nebunia, presa joacă un rol foarte important în echilibru sau în imaginea pe care un artist îl are în fața oamenilor. Și am auzit de-a lungul timpului niște chestii la alți oameni, la alți tineri, de exemplu, despre artiști pe care îi urmăream, niște lucruri aberante pe care le citeau și le considerau ca fiind valide doar pentru că le-au citit într-o anumită publicație. Și am avut discuții de-a lungul timpului cu persoanele alea și ziceam, băi, zic, dar logic, gândește-te tu logic, ca om, tu ce ai face în situația aia, cum ai acționa? A, păi nu aș face așa, păi și atunci de ce crezi că e adevărat? Doar pentru că scrie în ziarul X sau în revista X? Da. Și în cazul lui Britney, cred că ea a avut de suferit foarte, foarte tare din cauza presei și că imaginea care i s-a modelat în presă a fost total diferită de realitate și anumite izbucniri ale ei, cred că au venit și pe fondul frustrărilor sau pe fondul faptului că nu mai suporta situația în care se afla, pentru că dacă vă aduceți aminte, cu 2 ani, în 2021, am citit cartea aia cu I'm Glad My Mom Died, între timp s-a tradus și la noi în română. Și ea la fel, cu Janet McCarthy sau cum o cheamă, Janet, nu știu cum, așa, tipa care juca cu Ariana Grande la Nickelodeon, așa. Și ea la fel povestește prin câte chinuri a trecut și chinuri la baza căruia au stat părintele, adică maică-sa, în condițiile în care tu, copil fiind, îți pui toată speranța în părintele tău, adică părintele se presupune că trebuie să fie protectorul tău, trebuie să fie omul care te iubește, omul care are grijă de tine, omul care îți vrea binele, care îți vrea interesul, care îți vede interesul, care te pune la adăpost și exact omul ăla te vinde. Pentru că el are niște lucruri neterminate, pentru că el are niște frustrări, niște neîmpliniri sau pentru că este pur și simplu lacom. Ca în cazul lui Britney. Aici este strict vorba de lăcomie și am observat, iarăși ca o altă paranteză, în America am observat că în jurul artiștilor mari, fie că vorbim Britney, fie că uitați-vă la povestea lui Mike Tyson, de exemplu, nu știu dacă o știți, dar uitați-vă la povestea lui Mike Tyson, Michael Jackson și așa mai departe, Elvis și mulți, mulți alți artiști, de pe urma cărora s-a profitat foarte mult, adică în jurul lor au fost foarte multe căpușe din astea care i-au stors de bani, de energie, îi obligau să facă concerte, să joace în filme, să facă tot felul, să-și ia proiecte peste proiecte ca să se îmbogățească căpușele astea din jurul artiștilor ăstora. Și e foarte trist. Lumea aia de la Hollywood, ei nu vând
foarte glamuroasă, foarte extraordinară, știu că nu există foarte extraordinară, dar zicem, ne-o vând așa ca fiind lumea perfectă, wow, ca fiind lumea aia senzațională, în care totul e roz, în care vin bani, curg banii și așa mai departe, dar de fapt în spate este o lume foarte sumbră, foarte neagră, foarte urâtă, cu foarte, foarte mult chin, cu foarte multă suferință în spate și îți dai seama că de fapt lucrurile alea la care te uiți, cum ar fi filmele, videoclipurile, melodiile și așa mai departe, vin pe fondul unor chinuri. Adică acolo nu prea există plăcere. De la dragostea de a crea, de a fi artist, de a fi creativ, se pierde toată povestea asta și se duce într-o zonă întunecată. Da, am divagat, am început să o iau pe câmpii, dar oricum, mi-am mai făcut eu câteva notițe așa pentru niște cărți, dar cred că pentru moment am să mă opresc, pentru că am ceva cărți, o să vină un bucol cât de curând și cred că o să mă opresc pentru moment și să mai citesc din ce am, zic eu, că poate reușesc să mai avansez cu cărțile pe care le am în bibliotecă. Dar sunt foarte happy, cum v-am zis, m-am notat așa niște cărticele pe care să le iau pe viitor. Dar a fost plăcut și mai ales că am fost de dimineață și era liber, adică nu era aproape nimeni. Când am ieșit, că am stat destul de mult până am filmat, până m-am holbat eu acolo, am luat cam toate rafturile, le-am luat la rând la care am ajuns, așa. Când am ieșit de acolo, erau multe persoane care erau la coadă, la casă, pentru că era și o singură casă deschisă fiind dimineața. Și am văzut că multe persoane aveau, cu excepția unui tip, aveau cărți în mână. Bănuiesc că au primit carduri din astea cadou decât sărbători și acum au venit să ia ceva de cardurile alea, ceea ce e bine, eu mă bucur. Deci, când cumpără lumea cărți, când văd oameni cu cărți în brațe, eu mă bucur. Nu contează că le citesc acum sau peste 10 ani. Important e că sunt acolo și poate se ating de ele, poate se apropie de ele și e de bine. Și da, spuneți-mi dacă voi preferați să vă comandați cărți sau să le cumpărați fizic. Pe mine mă ajută treaba asta cu fizicul pentru că pot să văd cât de mare este scrisul. Pentru că pentru mine este un element foarte important și asta. Bun. Asta a fost cu clipul de astăzi. Vă mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Spuneți-mi dacă ați citit cărțile astea, dacă v-au plăcut, dacă nu v-au plăcut, ce părere aveți despre ele, restul cărților din Book Haul. Vă pup și ne vedem în următorul clip.